început. Viața aici nu e cum am crezut. Când ești elev, dai de multe încercări. Doar fii tu însuși și treci de provocări. Fiecare septembrie are o poveste. Cu prinți, prințese, cu ghiozdane fermecate, cu creioane, cu frunze ce ne înscriu devenirea. Fiecare septembrie este din ce în ce mai frumos și un an de centenar. Adună raze de soare, poate rătăcite, adună ploi binefăcătoare și ne înscrie din nou devenirea, mai ales a tinerilor, dar spun eu, a tuturor celor care pășesc pragul școlii, sub semn bun, sub semn de carte, sub semn de adevăr și de cunoaștere. Dacă acest septembrie așează debutul anului școlar sub 10, atunci vă dorim la Colegiul Tehnic Miron Costin Roman un an școlar de nota 10, cu realizări de tot felul, cu sănătate și cu bucurii pe măsura eforturilor pe care dumneavoastră cu toți le faceți. Vă urăm bine ați venit, bine ați revenit la Colegiul Tehnic Miron Costin Roman și îmi revine onoarea de a prezenta pe cei care dau greutate acestei zile, pe cei care vin să ne încurajeze, să ne fie aproape. Vom începe cu cel care este sufletul școlii, cel care a fost profesor, director și care astăzi este deputat, Dan Laurențiu Leureanu. De asemenea, din partea Consiliului Local, cel care ne este alături de ceva timp și în Consiliul de Administrație al Școlii, Bogdan Andrieș. Din partea Primăriei Municipiului Roman, mai ales pentru că ni se alătură în cadrul programului Fii Voluntar în prima zi de școală, doamna Elena Strugar, reprezentant al primarului Municipiului Roman. Nu uităm în altele fețe bisericești care vin să binecuvânteze anul școlar, de la Biserica Sfântul Vasile cel Mare, Părintele Miclăuș Cătălin, și de la Biserica Iisus Bunul Păstor, preotul Albert Babiaș. Și ca toate să fie sub acel semn bun de carte, și ca toate să fie așa cum se cuvine în spațiul identității românești, începem cu imnul țării.
pentru că am ascultat și acordurile imnului municipiului Roman, așa cum se cuvine, și pentru că ziua e frumoasă și este lungă, dăm cuvântul omului școlii, spuneam, domnului Dan Laurențiu Leureanu. Sărut mâna, bună ziua, bunul Dumnezeu, ne-am vrednicit să fim și în acest an alături de dumneavoastră cu aceeași bucurie, cu aceeași recunoștință și cu aceeași emoție. De fapt, deschiderea anului școlar, cred eu că este ziua cea mai încărcată de emoție. Se deschid porțile tuturor școlilor, iar școala dorește să fie pentru fiecare din cei prezenți a doua casă. Copii, adolescenți, tineri, oameni cu experiență, profesioniști, specialiști, părinți, toți deopotrivă vin cu emoție și chiar dacă vacanța nu este niciodată suficientă, întotdeauna începutul de an școlar îl așteptăm cu nerăbdare, cu trăire intensă și cu emoție. Și mi-aș dori foarte mult ca această emoție de astăzi s-o transformați începând de mâine în implicare. Un îndemn către tineri, către elevi, ca această implicare să fie una activă. Să fiți mereu implicați, să fiți mereu parteneri. Pentru că implicarea dumneavoastră va alunga automat și plictisul, va alunga automat și frica de necunoaștere și va da un alt sens demersului educațional. Colegilor mei, cadre didactice, le urez multă sănătate, răbdare, putere și ca de fiecare dată și acest an îi așteaptă spre a demonstra ceea ce deja au confirmat. Părinților le doresc de asemenea grijă față de copii, colaborare cu unitatea școlară, să fie mereu alături de conducerea școlii, de diriginți, de profesori, de personalul didactic, auxiliar și nedidactic. Și fiind așa un început frumos de toamnă, o așa zi frumoasă, sub imnul nostru, atunci când emoția parcă se înalță și mai bine și mai înalt, nu pot să vă spun decât copii buni, într-o școală bună, cu cadre didactice de excepție, aveți deja asigurat un an școlar bun, pe care vi-l doresc din toată inima, cu sănătate, bucurie și rezultate de excepție la sfârșit. Mult succes tuturor! Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim foarte mult și spuneam că pe linia familiei noastre și pe linia cuvintelor bune trebuie să mărturisesc alături de noi, nu poate să treacă neobservată și prezența reprezentantului Poliției Române, reprezentantului Poliției Roman, domnul Boboc Emanuel, pe care îl invităm să ne adreseze câteva cuvinte. Bună dimineața, stimați profesori, dragi părinți, dragi elevi. Și anul acesta este prezent în mijlocul dumneavoastră un reprezentant din partea Inspectoratului de Poliție al județului Neamț, polițistul de proximitate, agentul șef principal Boboc Emanuel. Vreau să vă aduc la cunoștință și să vă reamintesc că și anul acesta putem colabora pentru a menține siguranța în școli, pentru a menține un climat de ordine și de liniște între dumneavoastră ca și colegi, între dumneavoastră și profesori și, în ultimul rând, între dumneavoastră și instituțiile statului. Vă rugăm să apelați cu cea mai mare încredere la organele de poliție atunci când simțiți că este nevoie. Un an nou, bucuros și cele mai multe realizări în viață. O zi bună! Noi vă mulțumim tare mult și pentru cuvintele bune, pentru gândurile alese. De asemenea, dăm cuvântul reprezentantului Consiliului Local și reprezentantului Consiliului de Administrație, în egală măsură, domnului Bogdan Andrieș. Bună dimineața! Așa este. Astăzi începe din nou școala. Un nou început pentru unii, un alt început pentru alții. Moment emoționant pentru părinți, copii, profesori. Aud tot mai mult în jurul meu tineri, spunând că pot reuși în viață și fără școală, fără carte. Pentru că așa văd ei că funcționează astăzi societatea. Pentru că oameni fără prea multă carte ajung să conducă destine. Dar oare așa este?
Mai mult decât atât, ne dau lecții de moralitate. Domnilor profesori, avem în față o nouă provocare. Spuneți-le copiilor că viitorul se poate clădi numai dacă cunoaștem puțin din trecut, măcar puțin din trecut, adică istoria. Nu strică nici puțină geografie, iar limba română trebuie să fie chiar obligatorie. La această vârstă, în liceu, copiii își iau repere. Dar oare în ziua de astăzi găsim repere demne de urmat? Spuneți-le că, scotocind în trecut, acum 100 de ani, chiar găsim repere precum Titulescu, Brătianu, Duca, Tache. Acestea ar putea fi repere bune de urmat. Spuneți-le copiilor că ceea ce se întâmplă astăzi poate fi o eroare, o pagină neagră a istoriei românești și doar prin cultură, prin carte, putem crea un viitor stabil, un viitor bun pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Spuneți-le, domnilor profesori, că România de astăzi trebuie să fie mai bună, că statul român s-a creat cu oameni care au studiat la marile universități europene, de la Paris, Viena, și au plecat de la școli mici, din orașe și sate. Aceasta să le spuneți, domnilor profesori. Mult succes în noul an școlar! Mulțumim tare mult! Spuneam nu cu mult timp în urmă că valoare școlii dau în primul rând cadrele și elevii, dar le mulțumim în egală măsură distinșilor oaspeți. Mulțumim tare mult! Un an bun să avem cu toții, să aveți și dumneavoastră și vă așteptăm ori de câte ori vă întoarceți acasă, pentru că aici sunteți acasă. Mulțumim tare mult!